Shalom, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem, and in today's top stories. Tensions along Israel's southern front with the Hamas-controlled Gaza Strip continues to mount, drawing Egypt into the picture in an attempt to defuse the situation. Iran warns the United Arab Emirates not to allow Israel into the region, insisting that neither Washington nor Jerusalem could guarantee Abu Dhabi's security and prosperity. The United States vows to trigger snapback sanctions on Iran after failing to extend a UN arms embargo against the Islamic Republic. Tensions along Israel's southern front with the Hamas-controlled Gaza Strip continue to mount. Palestinian Islamists launched dozens of balloons strapped to incendiary and explosive devices into Israeli territory over the weekend. While thankfully no injuries were reported, Israeli Fire and Rescue authorities noted in a statement that since the onset of the latest escalation a little over a week ago, incendiary balloons sparked over 150 separate blazes throughout southern Israel. In tandem, some 200 Palestinians rioted yesterday in several locations along the Gaza-Israel security barrier. The IDF spokesperson's unit informed TV7 that in one location, the rioters were throwing grenades and improvised explosive devices toward IDF troops who responded to the threat with riot dispersal means. Meanwhile, the Israeli military retaliated for the sixth consecutive day last night, targeting militant installations throughout the Gaza Strip belonging to the Islamist Hamas organization. While IDF fighter jets and aircraft bombed a military compound used to store rocket ammunition in the southern Gaza Strip, tanks, which are deployed along the border, targeted a number of military observation posts belonging to Hamas. The IDF spokesperson's unit once again reiterated in its statement that it views any terror activity against Israel with great severity and will continue operating as necessary against attempts to harm Israeli civilians or sovereignty. It further highlighted that the Hamas terror organization is responsible for all events transpiring in the Gaza Strip and emanating from it, and will bear the consequences for terror activity against Israeli civilians. In light of the mounting tensions between Israel and the Palestinian enclave, a delegation of senior Egyptian intelligence officials traveled to Gaza. The delegation is currently holding talks with the leadership of Hamas in a declared effort to de-escalate the situation. Turning to the West Bank city of Jericho, where Saeb Erekat, the Director General of the Palestine Liberation Organization, commonly known by its acronym PLO, decried the looming peace accord between Israel and the United Arab Emirates as a blatant agreement that alters the Arab strategy vis-à-vis Israel, effectively eliminating the Palestinian aspiration for statehood from the Arab equation for normalizing relations with Jerusalem. The whole thing that we based our strategy on as Arabs is that the Arab Peace Initiative specified that once Israel withdraws, there will be peace between Arabs and Israelis. Netanyahu came determined with Kushner, Trump, Greenblatt, Friedman to change the formula that they want Arab recognition of Israel while continuing the occupation. And the United Arab Emirates yesterday stamped the green light for this. Dozens of demonstrations were recorded in Palestinian towns and cities condemning the peace agreement between Israel and the UAE as a shameful stab in the back. Among others, Palestinian activists also held a small protest on the Temple Mount, during which they attempted to burn a poster labeling Abu Dhabi's Crown Prince Mohammed bin Zayed as a traitor. Meanwhile, Prime Minister Benjamin Netanyahu once again highlighted the paradigm shift in all that pertains to normalizing relations with the Jewish state. The Israeli leader stressed in a televised remark that in contrast to past agreements, Jerusalem's doctrine maintains two basic principles, which include peace for peace and peace through power. He emphasized that under this doctrine, Israel is no longer required to withdraw from any territory. דוקטרינה זו עומדת בסתירה מוחלטת לתפיסה שגרסה עד לפני ימים אחדים, שאף מדינה ערבית לא תסכים לעשות שלום עם ישראל, שלום רשמי ופתוח, לפני שיושג סיום הסכסוך עם הפלסטינים. לשיטת הפלסטינים, לשיטת רבים בעולם שהסכימו איתם, אי אפשר להשיג שלום זה
בלי שאנחנו נכנעים לדרישות הפלסטינים, כולל עקירת יישובים, חלוקת ירושלים, נסיגה לקווי 67. The Israeli Prime Minister also highlighted that Israel's steadfast approach toward Iran's malign activities throughout the region served as a key trigger for the Arab world's interest to normalize relations with Jerusalem. Furthermore, Netanyahu insisted that the peace accord with the United Arab Emirates would inevitably draw additional Arab states to normalize relations with Israel, which as a consequence would ultimately bring the Palestinians back to the negotiating table. אני חושב שהשלום יושג באופן הפוך. דווקא הרחבת הפיוס בין ישראל והעולם הערבי היא זו שעשויה לקדם שלום ישראלי-פלסטיני. והוספתי, על מנת להשיג שלום זה, עלינו לשאת עינינו לא רק לירושלים ולרמאללה, אלא גם לקהיר ולאמן, לאבו דאבי ולריאד ולמקומות אחרים. זאת לא הייתה נבואה, זאת מדיניות עקבית ושיטתית שאני מוביל ושלקח לה שנים לחלחל. וברוך השם, היא אכן חלחלה ומחלחלת. אני צופה שמדינות נוספות הצטרפו למעגל השלום איתנו. זהו מהפך היסטורי שמקדם את השלום גם עם העולם הערבי, ובסופו של דבר יקדם את השלום, שלום אמיתי, מפוקח, בטוח, גם עם הפלסטינים. Although senior Israeli officials informed TV7 that they expect Bahrain and Oman to soon follow in the footsteps of the United Arab Emirates, Senior White House advisor Jared Kushner, who is considered to be one of the main architects of the American brokered regional peace initiative, insisted that peace between Israel and the leader of the moderate Arab camp, the Kingdom of Saudi Arabia, is also inevitable. I do think we have other countries that are very interested in moving forward, and then as that progresses, I do think it's an inevitability that Saudi Arabia and Israel will have fully normalized relations, and they'll be able to do a lot of great things together. The vast majority of the international community, including regional actors such as Egypt, Bahrain, and Oman, congratulated Jerusalem and Abu Dhabi for normalizing relations. In contrast, two countries that stood out in condemning the accord included the Islamic Republic of Iran and Turkey. Filistin'e yönelik atılan adım yenilir yutulur bir adım değil. Şimdi Filistin büyükelçiliğini galiba kapatıyor veya geri çekiyor ve şu anda aynı durum bizim için de geçerli. Ben de Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Dedim ki Abu Dhabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Meanwhile in Tehran, Iranian President Hassan Rouhani has leveled a scathing warning to the leadership in Abu Dhabi. حاکمان دوچار یک مسیر اشتباه و غلطی شدند. اونا فکر میکنن خودشونه بچسبونن با آمریکا یا بچسبونن به رژیم صهیونیستی امنیت اونها تامین میشه، اقتصاد اونها رشد پیدا میکنه. این کاملا اشتباهه. The Iranian leader went on to address the American failure to extend a UN-imposed arms embargo on Tehran after only the Dominican Republic, out of the 15-member Security Council, supported the U.S. draft resolution. دیروز یک موفقیت سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران و یک شکست سیاسی و حقوقی برای رژیم آمریکا بود. Meanwhile in Poland, U.S. Secretary of State Mike Pompeo reacted to the U.N. Security Council's failure to extend the referred to arms embargo on the Ayatollah regime in Tehran, voicing his dismay, primarily over France and the United Kingdom, who abstained in the votes alongside Germany and 11 other nations. It is unfortunate that the French and the United Kingdom members of the P5 didn't support what the Gulf states have demanded, what the Israelis have demanded for their own security, the people who know best the risks in the region. So I regret that deeply. I regret too that the whole world didn't join against the world's largest state sponsor terrorists to ensure that they can't have weapon systems that present risk to the heart of Europe.
air defense systems that will prevent the access we may need in the event that Iran should ultimately move on developing its own nuclear weapons program. Consequently, the United States has vowed to follow through on a threat to trigger so-called snapback mechanism of international sanctions under UN Security Council Resolution 2231. While the United States abandoned the so-called Joint Comprehensive Plan of Action, which is the technical term for the 2015 nuclear deal, the Trump administration underscored that the U.S. remains a permanent member of the Security Council, which is the only international body that effectively provided legal backing for the multilateral agreement, which was never ratified by any of the parties. Well, we knew what the vote was going to be, but we'll be doing a snapback. You'll be watching it next week. Yeah, you'll be watching it next week. Thank you for watching us. Today, I would like to encourage you to join myself and the team here in Jerusalem as part of a prayer initiative of Himlen TV7 in Sweden to join our brethren in prayer for all Nordic countries, alongside our unceasing prayers, of course, for the peace of Jerusalem, the salvation of Israel, as well as for all those who are impacted by the corona contagion and its economic ramifications worldwide. Departamentul de Stat și Centrul de Control al Bolilor și Prevenție CDC din Statele Unite au retras recomandările către toți cetățenii americani de a evita orice călătorie în străinătate din cauza coronavirusului, transmite Reuters. Recomandarea a fost înlocuită cu o serie de avertismente pentru anumite țări. Odată cu ameliorarea condițiilor sanitare și de siguranță în unele țări și cu posibilă înrăutățire în altele, departamentul a emis din 6 august alerte pentru 30 de țări. Nivelul 4, nu călătoriți. Pe listă se află India, Rusia, Bangladesh, Belize, Bolivia, Costa Rica, Republica Dominicană, Egipt, El Salvador, Haiti, Iran, Kosovo, Kazakhstan, Mongolia, Honduras și Libia. România este încadrată la nivelul 3, reconsiderați călătoria, alături de țări din Uniunea Europeană, din Regatul Unit, Vietnam, Sri Lanka, Liberia, Armenia, Filipine, Laos și Australia. CDC a renunțat la rândul său la recomandarea globală de evitare a oricăror deplasări internaționale neesențiale. Însă majoritatea țărilor se află în continuare la nivelul 3 pe lista de avertismente. Doar câteva țări, printre care Thailanda, Noua Zeelandă și Fiji, sunt la nivelul 1, cu riscul cel mai scăzut. Anunțurile au fost urmate de o creștere a cotațiilor acțiunilor la companiile aeriene americane, citează agerpress.ro. Statele Unite vor prezenta săptămâna aceasta o rezoluție Consiliului de Securitate al ONU pentru prelungirea embargoului privind vânzările de arme către Iran, în pofida opoziției Moscovei și a Beijingului, relatează AFP. Statele Unite vor propune o rezoluție Consiliului de Securitate al ONU pentru extinderea embargoului privind armele impuse Iranului, a declarat secretarul de stat american Mike Pompeo. Relațiile dintre Teheran și Washington s-au deteriorat de când președintele Donald Trump a retras Statele Unite în 2018 din pactul dintre Iran și cele 6 mari puteri mondiale, în virtutea căruia Teheranul a acceptat să-și limiteze programul său nuclear în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor internaționale. Statele Unite au reimpus după aceea sancțiuni care au redus brusc exporturile de petrol ale Teheranului. Mike Pompeo își va începe săptămâna aceasta turneul său european în Republica Cehă, urmând să viziteze Slovenia, Austria și Polonia. În cadrul acestui turneu, care a început pe 11 august, temele aflate pe agenda discuțiilor sale cu oficialii din aceste țări sunt transferul unor trupe americane din Germania și reducerea influenței Beijingului în lume, citează agenția DPA. Germania a făcut o avere de pe urma staționării trupelor americane pe teritoriul său, a declarat Donald Trump, pe fondul planurilor de retragere a unei părți a trupelor Statelor Unite din această țară, potrivit agenției DPA.
Nemții au făcut o avere pe seama trupelor americane. Știți că ei au construit orașe în proximitatea trupelor noastre. Germania este foarte delicventă și s-a folosit de Statele Unite. Ne datorează miliarde de dolari. Miliarde de dolari către NATO. Sunt o țară bogată, ar trebui să-și plătească facturile. De ce ar trebui să apărăm țări și să nu ni se restituie banii? A întrebat retoric președintele Trump. Statele Unite vor retrage 11.900 de militari din Germania. 5.600 dintre aceștia vor fi repoziționați în țări membre NATO, în timp ce 6.400 se vor întoarce în Statele Unite. Această reorganizare costisitoare efectuată de administrația Trump a suscitat critici, atât în Germania, cât și în Statele Unite. Acesta și-a reluat atacurile la adresa Germaniei și pentru cooperarea ei cu Rusia la conducta de gaze Nord Stream 2. Donald Trump a criticat în mai multe rânduri state europene precum Franța și Germania pentru contribuțiile insuficiente la bugetul NATO și cere acestora să-și achite datoriile. Senatul Statelor Unite a adoptat în unanimitate un proiect de lege care interzice descărcarea și utilizarea aplicației TikTok, rețea socială a grupului chinez ByteDance, pe orice aparat furnizat de guvernul american, angajaților săi sau membrilor Congresului, relatează AFP. TikTok reprezintă un risc major pentru securitate și nu își are locul pe aparatele guvernului, a scris pe Twitter Josh Hawley. După adoptarea sa în Senat, controlat de republicani, acest text urmează să fie aprobat de Camera Reprezentanților cu majoritate democrată pentru ca președintele Donald Trump să-l poată promulga. Textul interzice angajaților guvernului american, dar și aleșilor Congresului, angajaților Congresului sau responsabililor și angajaților întreprinderilor publice să descarce sau să utilizeze TikTok sau orice aplicație dezvoltată de ByteDance sau orice agenție deținută de ByteDance pe un aparat furnizat de Statele Unite sau de o agenție guvernamentală. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat că Statele Unite doresc să interzică pe telefoanele americane nu numai aplicațiile TikTok, ci și alte aplicații chineze considerate ca fiind un risc pentru securitatea națională. Irakul, o țară gangrenată de corupție și decăderea serviciilor publice, va lansa o anchetă cu privire la stocurile sale de explozivi, iar o comisie de urgență urmează să întocmească un inventar al materialelor periculoase stocate în țară, în urma exploziilor ucigașe care au devastat Beirutul, relatează AFP. O comisie de urgență condusă de către șeful Direcției Posturilor de Frontieră va întocmi un inventar cu materiale foarte periculoase depozitate în terminale terestre, aeriene și portoare, precum materiale chimice sau nitrat de amoniu. Comisia își acordă un termen de câteva zile pentru a comunica rezultatul în vederea evitării a ceea ce s-a întâmplat în Liban. Capitala libaneză a fost devastată de explozii violente, soldate cu 154 de morți și 5.000 de răniți și care au lăsat 300.000 de oameni fără locuință, cauzat de un incendiu într-un depozit în care se afla o imensă cantitate de nitrat de amoniu în portul Beirut. Marele Ayatollah Ali Sistani, cea mai înaltă autoritate religioasă a șiiților din Irak, dar și din Liban, a prezentat condoleanțe libanezilor și a îndemnat la donații pentru Beirut, capitala unei țări aflate în faliment economic, în care aproape jumătate dintre locuitori trăiau deja în sărăcie. Fostul președinte columbian Alvaro Uribe a fost testat pozitiv la COVID-19, la doar câteva ore după ce Curtea Supremă de Justiție a decis plasarea sa în arest la domiciliu, pentru mituirea unor martori și pentru a evita ca fostul șef al statului columbian să obstrucționeze ancheta, relatează EFE. Curtea Supremă investighează dacă Uribe, în prezent senator, a mituit și exercitat presiuni asupra martorilor pentru a-i reduce la tăcere, în legătură cu acuzațiile că el și familia sa au avut legături cu grupuri paramilitare care au răspândit teroarea și au jucat un rol important în conflictul armat din Columbia, care a durat 52 de ani.
În timpul mandatului său controversat, Uribe, în vârstă de 68 de ani, a supravegheat ofensiva militară ce a slăbit principala grupare de gherila țării, dar în timpul căreia soldații au ucis mii de civili, pe care i-au prezentat ca membri ai gherilei pentru a obține prime. O echipă de medici l-a vizitat pe fostul președinte la una dintre proprietățile sale, unde se află în izolare, ca urmare a carantinei decretate de guvernul de la Bogota pentru combaterea COVID-19 și unde se presupune că va rămâne în arest la domiciliu, citează agenția de știri EFE. Google a închis peste 2500 de canale de pe platforma YouTube în cadrul unei anchete în curs privind operațiuni coordonate de influență legate de China, relatează DPA. Au fost închise 186 de canale în luna aprilie, 1098 în mai și 1312 în iunie. Aceste canale încărcau mai ales conținut de tip spam, nepolitic, dar un subset mic afișa conținut politic, în special în chineză, similar celor identificate într-un raport recent al Grafica, inclusiv conținut referitor la reacția Statelor Unite la COVID-19, citează Google. Lotul din iunie a inclus și conținut referitor la protestele pentru justiție rasială în Statele Unite. Google a dezactivat și alte zeci de canale de pe platforma YouTube, dedicată materialelor video identificate în cadrul unei anchete a operațiunilor de influență legate de Rusia și Iran. Amploarea acestei măsuri a fost mult mai mică. Și Twitter a anunțat eliminarea 20.000 de conturi de bază legate de operațiuni chineze de propagandă și a altor 150.000 de conturi de amplificare utilizate pentru promovarea conținutului nucleului rețelei. Conținutul includea informații despre manifestațiile pentru democrație din Hong Kong și despre coronavirus. Locuința faimosului YouTuber Jake Paul din California a fost percheziționată de agenții ai FBI, relatează Reuters. Paul face obiectul unei anchete federale, după ce a apărut într-un video într-un centru comercial vandalizat în Arizona, în timpul manifestațiilor antirasiste din mai. Vila din Calabas, în apropiere de Los Angeles, a vedetei în vârstă de 23 de ani, a fost verificată timp de mai multe ore de agenții FBI care au ridicat de acolo arme de foc. Jake Paul, care are peste 20 de milioane de abonați pe YouTube, este acuzat de intruziune și participare ilegală la o adunare, după apariția filmului din Arizona, însă neagă că ar fi fost implicat în acțiuni în afara legii. Avocatul Richard Stanfield a dat asigurări că Paul va coopera cu ancheta. O purtătoare de cuvânt a FBI a declarat că în cadrul acesteia au avut loc percheziții atât în California, Las Vegas și Nevada, fără a fi operate arestări. Jake Paul s-a mai aflat în centrul unei polemici în iulie, după ce a organizat la vila sa din Calabas o mare petrecere în plină pandemie. Facebook a eliminat de pe pagina președintelui american un videoclip ce încălca regulile rețelei sociale privind dezinformarea legată de pandemia de COVID-19, informează AFP. În fragmentul video eliminat, Donald Trump explica pentru Fox News că este puțin probabilă contaminarea copiilor cu noul coronavirus, deoarece copiii sunt imuni aproape complet, prin vârsta lor, la virus. Un purtător de cuvânt al rețelei sociale a declarat că acest videoclip conține afirmații false, cărora un anumit grup de persoane nu este susceptibil să contracteze COVID-19, ceea ce încalcă regulile noastre privind dezinformarea periculoasă referitoare la boală. Este prima dată când Facebook îl cenzurează direct pe președintele Donald Trump. Anterior, în cursul lunii iulie, platforma a adăugat o notă informativă la o postare a președintelui american care a acuzat că votul prin corespondență favorizează corupția. Și Twitter a
a interzis contul de campanie a lui Donald Trump să continue să posteze până când nu elimină mesajul video în care președintele susține că este puțin probabilă contaminarea copiilor cu noul coronavirus. Institutul Israelian de Cercetări Biologice, subordonat Ministerului Apărării, va începe din luna octombrie testele clinice pe oameni pentru un vaccin împotriva COVID-19, odată cu încheierea sărbătorilor evreiești. Institutul lucrează de 6 luni la vaccinul împotriva noului coronavirus și a început în martie testele pe animale, a declarat ministrul israelian al apărării Benny Gantz, citat de Reuters. Toate experimentele inițiale care s-au încheiat cu succes ne dau mari speranțe, a spus Gantz. Ambasadorul american în Israel, David Friedman, a vizitat laboratorul de apărare chimică și biologică al acestui institut israelian, unde a fost informat despre vaccinul experimental pentru care Israelul dorește un aviz preliminar din partea agenției americane Food and Drug Administration, FDA. Israel, țară cu circa 9 milioane de locuitori, înregistrează zilnic 1700-1800 de noi cazuri de infectare, depășind 78.000 de îmbolnăviri și 569 de decese. Polonia intenționează să-și redeschidă toate școlile pe 1 septembrie, în pofida creșterii din ultima perioadă a numărului de persoane infectate cu noul coronavirus, informează Reuters. Vrem ca elevii să revină la o educație normală în școli, începând din luna septembrie, a declarat ministrul polonez al educației Dariusz Piątkowski. Ministerul va impune măsuri stricte de igienă și siguranță în școli, precum și criteriile în virtutea cărora școlile vor putea să adopte modelul de predare online sau modelul cu predare mixtă, în clasă și online, în cazul în care numărul infecțiilor locale va crește. Purtarea de măști sanitare în sălile de clasă nu va fi obligatorie. Nu plănuim să limităm numărul de elevi în clase. Dacă există un risc epidemiologic, directorul va putea să adopte o soluție prin care numărul cursanților va fi limitat sau o soluție prin care unii elevi vor veni la școală, iar alții vor învăța de acasă, a spus ministrul. Guvernul de la Varșovia îi va obliga pe părinți să-și trimită copiii la școală, chiar dacă aceștia vor fi îngrijorați din cauza infectărilor. Polonia raportează un total de 48.789 de cazuri de contaminare și 1756 de decese. Papa Francisc a numit 6 femei în Consiliul care administrează finanțele Vaticanului. Aceste numiri marchează cea mai recentă încercare a Papei Francisc de a-și respecta o promisiune mai veche făcută în urmă cu mai mulți ani și care vizează ameliorarea balanței de gen de la Vatican, relatează Reuters. Acestea vor ocupa funcțiile de ministru adjunct de externe, director la Muzeele Vaticane și director adjunct la Biroul de Presă al Vaticanului, alături de 4 femei în funcțiile de consilieri ai Sinodului Episcopilor, o structură ce are rolul de a pregăti marile întruniri organizate de Biserica Catolică. Numirile reprezintă cel mai mare număr de femei care au fost incluse într-o singură zi în una dintre structurile de la Vatican, acestea fiind absolvente de studii în afaceri, finanțe, bănci și academice. Papa Francisc a înființat Consiliul pentru Economie, care administrează bugete și stabilește politici, în anul 2014, sub forma unei organizații internaționale ce supraveghează finanțele Vaticanului, care s-a văzut obligat să recurgă la fondurile sale de rezervă și să implementeze unele dintre cele mai dure măsuri de reducere a costurilor din istoria acestui oraș stat. Papa Francisc a declarat că pandemia continuă să provoace răni profunde, expune vulnerabilitățile noastre și a cerut credincioșilor să-și îndrepte privirile spre Iisus Hristos,
și să aibă credință, relatează Efe. Papa, care continuă să oficieze audiențele în Biblioteca Palatului Pontifical, a început o serie de catehisme dedicate modului în care pandemia va schimba lumea. Sunt mulți cei care au murit, mulți bolnavi, pe toate continentele. Multe persoane și multe familii trăiesc în incertitudinea ca urmare a problemelor socioeconomice, iar acestea îi afectează mai ales pe cei săraci, a spus Sfântul Părinte. Biserica gestionează binecuvântarea divină a lui Iisus Hristos prin sacramentele sale, dar biserica nu este expertă în prevenirea sau tratarea pandemiei. Îi ajută pe cei bolnavi, dar nu este expertă și nici nu dă lecții sociopolitice specifice. Cu toate acestea, de-a lungul secolelor și în lumina Evangheliei, biserica a dezvoltat câteva principii sociale fundamentale, cum ar fi demnitatea persoanei, binele comun, opțiunea preferențială pentru cei săraci, destinația universală a bunurilor și solidaritatea. Toate aceste principii exprimă în moduri diferite virtuțile credinței, speranței și iubirii, a spus Papa Francisc, citat de Vatican News. O instanță din Pakistan a provocat indignare după ce a decis că o fată creștină în vârstă de 14 ani este căsătorită legal cu un bărbat musulman, despre care se afirmă că a răpit-o sub amenințarea armei, relatează cotidianul The Telegraph. Într-un caz care a readus în atenția publică persecutarea minorității creștine din Pakistan, în alta curte din Lahore a decis că Mayra Shahbaz s-a convertit în mod voluntar la islam și s-a căsătorit cu Mohammad Nakash. Fata și familia ei susțin că aceasta a fost răpită de către bărbat și doi complici în luna aprilie, în apropierea locuinței familiei din orașul Faisalabad. Mayra va fi nevoită să se întoarcă la casa soțului său din adăpostul în care a fost plasată temporar, dacă hotărârea instanței nu va fi întoarsă. În jur de 1000 de femei creștine și hinduse sunt răpite în fiecare an în Pakistan și de regulă forțate să se convertească la islam. Prin această decizie, nicio fată creștină din Pakistan nu este în siguranță, a declarat un activist al comunității creștine care constituie aproximativ 2% din populația totală a țării, majoritar musulmană. Creștinii pakistanezi fiind tot mai ades victimele discriminării, intoleranței și violenței în ultimii ani. Mayra a părăsit sala de judecată în lacrimi, iar mama sa a refuzat să ofere declarații presei imediat după aflarea verdictului, dar a anunțat ulterior că intenționează să meargă până la cea mai înaltă curte a țării pentru a-și aduce fica înapoi acasă. Un pastor canadian care își asigura discipolii că nu vor fi afectați de pandemie și care este acuzat că în pofida interdicției a organizat adunări religioase în Myanmar, la care participau zeci de credincioși ai căror apropiați au fost contaminați cu COVID-19, a fost arestat și condamnat la 3 luni de închisoare în Myanmar, relatează AFP. David Lach, de 43 de ani, născut în Myanmar și care locuia în Toronto, efectua un turneu în țara sa natală pentru a predica Evanghelia. El este acuzat că a organizat slujbe publice, ignorând interdicția de participare la adunări impusă de guvern pentru a limita propagarea virusului. La puțin timp după aceea, pastorul a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, la fel ca mai multe zeci dintre discipolii săi și apropiați ai lor. Autoritățile au interzis de la jumătatea lunii martie adunările publice, dar pe rețelele sociale au fost difuzate imagini în care Lach susține la începutul lui aprilie o ceremonie religioasă. Dacă oamenii poartă Biblia și pe Iisus în inima lor, maladia nu va intra, a proclamat el în fața unei săli pline. Ieșit din carantină, pastorul David Lach și colegul său White Toon au fost reținuți și au primit o pedeapsă de 3 luni de închisoare.
Spain Mare a înregistrat oficial 357 de cazuri de coronavirus și 6 decese. Pastorul John MacArthur se confruntă cu acțiuni legale după ce a sfidat în mod deschis restricțiile statului California privind adunările bisericii. Acum, cunoscutul pastor primește ajutor și consiliere legală din partea avocatului personal al președintelui Donald Trump, Jenna Ellis, și al expertului în libertatea religioasă Charles Limandri. Stăm ferm cu poziția bisericii Grace, a Consiliului de Bătrâni și a pastorului MacArthur în adevărul biblic și protecția bisericilor americane care le sunt oferite de Constituție, a declarat Jenna Ellis. Aștept cu nerăbdare să pledez în numele lor și sper să încurajez și alți pastori și alte biserici să aibă de asemenea curajul pastorului MacArthur, să fie fermi în a spune că biserica este esențială. Sprijinul legal vine în condițiile în care Grace Community Church a primit o scrisoare de avertizare și intimidare din partea orașului Los Angeles, amenințând biserica cu amendă zilnică de $1,000 sau arest, dacă continuă să se întâlnească pentru serviciile de închinare interioară. Într-un interviu acordat Fox News, pastorul a spus că guvernul nu are puterea de a spune bisericii ce poate sau nu poate să facă. Niciodată guvernul nu a invadat teritoriul care aparține doar Domnului Iisus Hristos și ne-a spus că nu ne putem întâlni, că nu ne putem închina, că nu putem cânta. Nu există nicio putere dată guvernului de a face aceste tipuri de amenințări împotriva noastră. Vom asculta mai mult de Dumnezeu decât de oameni, a spus MacArthur, citat de ChristianPost.com. Beirut este un oraș devastat după ce o explozie masivă care a ucis 154 de oameni și a rănit peste 5.000, a declarat cardinalul Bekar Abotrus Rai, patriarhul maronit al Antiohiei, care a numit devastarea exploziei o scenă de război fără război, adăugând că există pustiire pe toate străzile, cartierele și casele sale. Biserica, care a înființat o rețea de intraajutorare pe întreg teritoriul libanez, se află astăzi în fața unei noi mari datorii, pe care nu este în măsură să și-o asume singură, a declarat cardinalul. Biserica este solidară cu persoanele afectate, familiile victimelor, răniții și strămutații, și este gata să-i primească în instituțiile sale. Biserica Maronită este o denominație de rit estic, urmărându-și originile către o biserică timpurie a schitului sirian numit Sfântul Maron. Explozia a ucis sute și a rănit mii, inundând spitalele. Este de așteptat ca numărul morților să crească în continuare, deoarece personalul de urgență caută un număr necunoscut de persoane care încă lipsesc sub dărâmături. Explozia a prins incendii, iar cea mai mare parte a orașului a rămas fără electricitate. Cartiere rezidențiale aglomerate din estul Beirutului, care este predominant creștin, au suferit, de asemenea, daune severe în urma exploziei, care a fost resimțită până la 150 de mile distanță în Cipru. Cardinalul Rai descrie orașul ca fiind o scenă de război fără război. Distrugere și pustire pe toate străzile, cartierele și casele sale. El a cerut comunității internaționale să vină în ajutorul Libanului. Rugați-vă pentru cei vulnerabili, pentru spitale și pentru lucrătorii de salvare și pentru toți cei care îi ajută pe cei care sunt în nevoie. Relatează ChristianPost.com. Totul începe de la acea durere interioară pe care cei mai mulți caută să o amorțească într-un fel sau altul. Este vorba despre un gol pe care o persoană încearcă să și-l umple cu ajutorul unei substanțe sau printr-o activitate care să o deconecteze de realitate. Dependența e o dorință nestăpânită de ceva
am nevoie de un substitut, am nevoie de un element care să umple un gol. Apare nevoia de plăcere pe care individul și-o satisface prin acea dependență, în cazul nostru vorbim despre dependența de substanțe. Iar tânărul de astăzi sau adolescentul sau puberul care ajung să consume substanțe de orice tip ar fi ele, fie că vorbim de alcool, fie că vorbim de droguri sau de alte combinații pe care ei și le procură, ajung să facă asta din lipsa a ceva. Acel ceva, de fapt, e o foame emoțională. Este o evadare de la realitate. Când dau de greu, e prea mult pentru mine, e prea greu, nu mă mai înțelege nimeni, evadez. Unde evadez? În drog sau în alcool sau în alte lucruri. Lucru că este o evadare pe moment, e adevărat. Îți dă cu o mână și îți ia cu 10, pentru că din punct de vedere fizic, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere spiritual, îți ia totul. Și apoi încep problemele financiare, cu banii, cu familia și efectiv ajungi să trăiești o viață mizerabilă. Apariția unei dependențe în viața cuiva produce o fracturare a relației cu cei apropiați. De asemenea, consumul de substanțe poate fi identificat și printr-un tipar comportamental. În momentul în care apare un consum de orice tip de substanță ar fi el, sigur că la nivelul comportamentului acelui copil se schimbă ceva. De obicei avem niște reacții comportamentale mult mai agitate, mai tensionate, e mai iritat, nu își găsește locul sau doarme foarte mult, devine apatic, refuză să mai intre în contact cu ceilalți, evită școala sau spune că pleacă la școală, dar ei de fapt sunt într-un alt context, numai la școală nu ajung. Pe de altă parte, dacă consumul deja e frecvent, mi se schimbă coloratura pielii sau ochii cea mai frecventă sau cea mai cunoscută în rândul adolescenților sunt ochișorii lor roșii. Dar și acolo au devenit atât de inteligenți încât își cumpără de la farmacie lacrimi false, își pun în ochișori, ochișorii se curăță și nu știe nimeni că eu tocmai am consumat. Însă incapacitatea lor de a sta liniștiți într-un anumit loc, logoreia verbală, pentru că sunt foarte mulți care sub efectul consumului râd, vorbesc. Da, nu neapărat are sens ce spun ei, dar caută foarte mult contactul, râd mult, sunt comportamente care pot să dea de gândit părintelui și să-i conducă la a verifica totuși ce se întâmplă cu copilul meu. Pe de altă parte, părintele e important să vadă care e grupul cu care interacționează cel mai frecvent copilul lui. Sunt elemente unde real putem observa. Mirosul pielii, mirosul hainelor când vine acasă, sunt din nou elemente care ne pot conduce la a sesiza dacă există un consum sau nu. Știu că erau ședințe cu părinții și diriginta au avertizat pe maică mea că am un comportament ciudat, că nu mai sunt atent, că miros alcool, că nu mai sunt atent, că adorm la ore, însă maică mea se uita la catalog, vedea că am note bune în continuare, găsisem o modalitate de a face să nu mi-apară absențele în catalog și nu putea să creadă că băiatul ei, Alexandru, ar putea să facă așa ceva. Și mie mi-a alimentat o senzație de control că fac ceva bine și că pot să păcălesc sistemul oarecum, să fiu bine și la școală și acasă pozam în alt fel. În multe cazuri, consumul de droguri este asociat cu o formă de conexiune socială. Totuși, rădăcina problemei este legată de o nevoie lăuntrică de a fi acceptat. Consumul de substanțe se întâmplă în grup. Am nevoie din nou de a fi validat, de a fi primit într-un anumit context social și dacă acolo una din normele grupului e și printre altele și consumul, va trebui să mă raportez la normele acelui grup ca să fiu și eu acceptat. Cauzele provin dintr-o poveste anterioară a tânărului, a adolescentului, a puberului. Adică ceea ce vreau să se înțeleagă e că nu așa pur și simplu ajungem să devenim dependenți sau să ne dorim să consumăm o substanță. Un prieten din anturajul meu mi-a zis, vrei să încercăm ceva? Și mi-a oferit heroină. Undeva până la 13 ani, tatăl meu a plecat în străinătate să muncească și eu am început puțin să mă răzvrătesc așa, să fiu o fire mai rebelă. Am început să intru într-un grup, într-o galerie a unei echipe de fotbal din București.
Și am început acolo, în acea galerie, ca să fie acceptat, trebuia să faci cele mai nebunești lucruri, ca să poți să fii acceptat, să faci parte din acea brigadă. Eu, cum eram cel mai mic, făceam cele mai nebunești lucruri, ca să ies în evidență, ca să lumea să mă accepte, împotriva vârstei mele, că aveam 13 ani, dacă poliția ne lua, trebuia să dea socoteală pentru mine. Ușor, ușor, am început să le iau comportamentul, chiar dacă eram minor și eram foarte mic, m-am maturizat foarte repede. Am început să fac lucruri nebunești, să fur, să tâlhăresc lume, să bat, să beau. Din curiozitate, pentru că asta așa am început eu să consum droguri, pentru că eram curios, au venit trei prieteni, trei băieți de la bloc, au venit la mine să-mi ceară bani. Mi-au spus atunci că le este rău și că au nevoie de bani să-și cumpere droguri. Eu nu, habar n-aveam ce înseamnă să-ți fie rău, nu credeam și le-am zis, ok, vă dau bani, dar dați-mi și mie să încerc. Ei au refuzat atunci, au zis nu, că nu e bine, în fine, au venit și a doua zi la fel, eu tot curios fiind am insistat, dați-mi. Au refuzat și atunci, însă a treia zi au cedat, mi-au spus că le e foarte rău, îmi spuneau de sevraj, habar n-aveam ce înseamnă sevrajul pe vremea aia și am insistat eu, ei au fost de acord și condiția lor a fost ok, dacă tu vrei să-ți dăm, trebuie să faci și tu la fel cum facem noi, să consumi la fel ca noi. Am fost curios, nu știam ce înseamnă heroină, nu știam care sunt efectele, am fost curios și am încercat, mi-a plăcut. Și astfel a fost, a început dependența în viața mea, pentru că am început să trag zilnic și am început să fac totul pentru droguri. Lumea drogurilor este mai adâncă decât se poate vedea cu ochiul liber, iar odată prins în mrejele ei, nu mai pot scăpa. Acești tineri au experimentat captivitatea drogurilor pe propria piele. Ei se injectau. Nu știam ce înseamnă pe vremea aia să te injectezi cu heroină. Și așa am început să mă droghez eu cu heroină. Pentru prima dată, la sfârșitul liceului, am început să consum injectabil. Mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut. M-a prins o perioadă, câteva luni, mi se părea că fac ceva ieșit din comun, că am descoperit elixirul fericirii, mă uitam la ceilalți colegi sau prieteni de vârsta mea care nu se drogau și îi percepeam, zic, uite ce proști sunt ei, că habar n-au ce mișto e să te droghezi. Am continuat așa și țin minte că am constatat prima dată că sunt dependent, când într-o zi n-am vrut să-mi iau doza pe care o luam zilnic și m-am dus acasă, pur și simplu m-am pus în pat, am văzut că nu-mi e bine, că mi-e rău, că aveam frisoane, tremuram, era vara afară, dar eu stăteam cu plovărul pe mine și transpiram și aveam și frisoane în același timp, mă dureau oasele foarte tare, spatele, toți mușchii. Nu mi-am dat seama ce se întâmplă cu mine atunci, însă când m-am văzut a doua zi cu unul din băieții cu care mă drogam și am povestit, zic, uite prin ce am trecut, el mi-a zis, înseamnă că ești dependent, ești deja dependent de heroină și ăsta e prima fază a sevrajului, că n-ai luat doza pe care o luai de obicei. Pur și simplu m-am drogat prima oară cu heroină, lucru care mi-a plăcut atunci, starea și senzația de la heroină îți dădea un efect neexplicabil. Fizicul începuse să slăbească deoarece consumam foarte mult. Nu mai pe acasă eram foarte absent, nu mai treceam pe acasă. La început m-am descurcat cu banii care mi-i dădea familia, crezând că sunt bine, că ies în oraș cu prietenii, m-am descurcat. După anumită perioadă am crescut foarte mult doza care o consumam și a trebuit să fur din casă, să încep să fur din casă. A trebuit să mint foarte mult, să manipulez lumea pentru a mă satisface și a-mi satisface nevoile mele. Am început să fur aparatură, aur, bani după în casă, să cer tot mai mulți bani. Familia mea a început să-și pună semne de întrebare. De ce fac cu banii, unde lipsesc, dar nu mai vin acasă nopțile, când sunt absent în casă. Eram dezordonat, nu mai făceam nimic cum trebuia. Țin minte că 97... am vrut să plec din țară. Am plecat din țară, însă din cauza că nu mai aveam droguri la mine, a intervenit sevrajul. Durerile în lipsa consumului de droguri. Și sunt cumplite. Sunt dureri, le pot asemăna cu o durere de măsea, amplificată cu 50 pe tot corpul. Deci plângeam și urlam de dureri. Am preferat să mă întorc în țară, am continuat să consum. Și mi-am dat seama în ce intrasem. A fost prima dată când am conștientizat că sunt dependent și ce înseamnă dependența. La 16 ani am fost arestat pentru trafic de droguri.
Mi s-a făcut flagrant cu bani marcați. Am stat 24 de ore pe capitală, unde am crezut că mă duc la pușcărie 10-15 ani pe puțin pentru trafic. Drogurile produc o degradare treptată a ființei umane. Totuși, acest viciu poate fi învins odată ce persoana respectivă conștientizează captivitatea în care se află și dorește să caute ajutor pentru a fi liber. Trebuie să fiu motivat personal, că vorbim de o motivație atât interioară, cât și o motivație externă. Vorbesc de o motivație afectivă, adică îmi doresc la nivel emoțional să devin ok. Sau vorbesc de o motivație cognitivă, înțeleg că am o dificultate și că această dependență, dacă pune stăpânire pe mine și eu voi rămâne consumator, îmi va afecta toată viața mea și ori atât pe plan profesional, cât și pe plan profesional, eu ca individ dependent sau consumator voi avea de suferit. Și sigur că e important, e necesar ca persoana în cauză să-și dorească cu adevărat să se vindece. Adică ce înseamnă vindecarea? Să mă eliberez de consum, să aleg să nu mai fiu dependent și să pun stop. Viața a început să fie din ce în ce mai grea. Am ajuns să fur, să mint mai mult, să-mi terorizez familia, să-mi terorizez prietenii, am ajuns să pierd pe toată lumea. Am ajuns să umblu numai cu bagabonți, numai cu golani și nu vedeam alt rost în viață. Ceea ce m-a făcut să mă îndoiesc și mai rău. Vedeam că sunt respins și sunt alungat de ceilalți care nu se drogau și așa, fiindcă eu eram foarte rebel și foarte rău cu ei, ei au început să mă înlăture. M-a făcut să fiu și mai rău, să mă înrăiesc și mai rău și să-mi găsesc alinarea, așa să zic, în droguri. Și am consumat din ce în ce mai mult. După vreo 10 ani de dependență am auzit de Teen Challenge București, Teen Challenge România. Am fost acolo în program. Am stat 2 ani și 7 luni. Normal, programul este de un an de zile. Dar fiind o fire rebelă și încăpățânată și cu principiile mele de stradă, să zic așa, cu ceea ce învățasem în stradă, vrăjeală și manipulare și minciună și hoție, programul meu a fost prelungit la 2 ani și 7 luni. Când am început să consum endobotanice, viața mea, care se ducea în jos până atunci, acum mergea cu viteza luminii în jos. Deci, cred că în 7 luni de zile, 8 luni de zile, ajunsesem la 50 kg, îmi făceam nevoile pe mine, treabă mică, treabă mare, la televizor îmi citea soția, simțeam că mor. Deci simțeam că nu o să mai apuc ziua de mâine. Toată familia, deci prieteni și familia mea chiar i-au spus renunță, pentru că el nu o să se facă om. E imposibil ca el să se facă om. El o să moară, dar până moară o să mai ajungă câțiva la închisoare. Soția mea a spus nu, pentru droguri, ori mă lupt, ori îl salvez eu. Și s-a rugat, a postit și știu că Dumnezeu a ascultat rugăciunea și a întărit-o, pentru că la un moment dat, în timp ce eram în spital, am cunoscut echipa Teen Challenge. Echipa Teen Challenge face outreach, merge la spital săptămânal. Acum e sarcina mea să fac asta, săptămânal merg în spitale. Și exact cum am vorbit cu mine cineva acum 8 ani de zile, așa le vă spun și eu băieților că există un loc și există cineva, există Iisus care schimbă și transformă oameni. Asta e specialitatea lui. Și în timp ce eram acolo internat, știu că a venit Dan Drăgan, care mi-a fost coleg mulți ani, până de curând, și mi-a zis că e un loc unde și el a scăpat de dependență. Și am zis, wow, aș vrea să merg, de ce nu? Sunt curios. După mai multe internări, am aflat de programul Teen Challenge, care am aflat prin cineva, că acum am este mentor și țin foarte mult la el, domnul Cătălin Nicolae, venea la spital și vorbea de foarte multe ori, încearcă și soluția asta. Uite, vezi, după ce scap de dependența fizică, pentru că trebuie să scap de dependența fizică să poți să mergi mai departe, vino și încearcă la noi, la centru. Eu nu dădeam atenție atunci, ziceam, da, bine, lască că o să vină. S-a întâmplat să mă nimeresc în spital de vreo 4 ore, a venit și m-a găsit acolo. Mă gândeam că e o coincidență, în fine, însă mi-aduc aminte că s-a întâmplat, fiind într-un mijloc de transport în comun în București, în autobuz, să mă întâlnesc cu domnul Cătălin exact în autobuz. Și atunci mi-am dat seama, zic, domne, nu mai e o coincidență, pentru că
deja e prea mult și de atunci nu mai cred în coincidențe și am stat și a trecut ceva timp până mi-am dat seama că de fapt e cineva care sau cineva s-o fi rugat pentru mine sau trebuie să fie ceva mai mult decât atâta, pentru că am scăpat din multe momente critice. Cineva, tot mă întâlnesc cu o persoană și îmi spune vino și anul trecut am decis și am încercat să scap de dependența fizică, m-am internat la Sfântul Stelian, am stat o lună și după acea lună am mers la centru Teen Challenge din Grădiștea. Ajunsesem într-o stare foarte degradabilă, nimeni nu mai băga în seamă, ajunsesem să dorm prin scări de bloc, ajunsesem să dorm prin mașini părăsite sau prin parcuri, depinde cum era vremea afară. Mă săturasem pur și simplu de viața, nu știam ce mai fac, dar mă acaparaseră foarte mult drogurile. Deja aveam 13 ani, 14 ani de consum și nu mai știam ce să mai fac. Nu eram o fire religioasă sau... Dar auzisem cât de cât de Dumnezeu și am strigat, Doamne, dacă într-adevăr existi și cu adevărat Tu existi, ajută-mă ori să scap din lumea asta, să-mi revin, că nu mai suportam. Sau fă ceva să termin cu viața asta, să mor cum ar veni, știți? Și fără să-mi dau seama că Dumnezeu ascultă acea rugăciune și Dumnezeu chiar există, în cam două zile, am ajuns în centru Teen Challenge. Procesul de eliberare și vindecare este unul tumultos. În lupta pentru schimbare, persoanele dependente se confruntă cu episoade de sevraj și puternice instincte de a se opune regulilor. De aceea, acești tineri au nevoie de susținere pe toate planurile, iar centrul Teen Challenge este locul în care mulți dependenți au regăsit libertatea. Teen Challenge este o lucrare care se ocupă cu tinerii cu dependențe, droguri, alcool, jocuri de noroc, dependență de pornografie, tot felul de dependențe. Noi înțelegem că omul este trup, suflet și duh. Și la fel cum pentru partea fizică este nevoie de o dezintoxicare pe care doctorii și-o fac foarte bine. E nevoie de consiliere psihologică, însă astea nu sunt complete. E nevoie de mai mult. Și faptul că avem dimensiunea asta spirituală în programul Teen Challenge aduce exact lucrul de care ei au nevoie. Pentru că noi lucrăm cu tineri care vin la noi și majoritatea dintre ei fizic vin intoxicați, drogurile sunt otrăvuri, ei sunt otrăviți fizic, sufletește, au fost unii dintre ei parte la tot felul de abuzuri, au rămas la un nivel emoțional foarte, foarte scăzut, iar spiritual s-au deschis la tot felul de lucruri care au afectat profund viața lor. Și atunci noi încercăm să îi ajutăm pe toate planurile. E foarte important pentru recuperarea fizică sportul, să doarmă suficient, să mănânce bine, ca să ajungă să-și revină fizic. La fel, pentru partea spirituală, lucru esențial și cheia succesului în programul nostru este Iisus Hristos. Noi credem versetul care spune că și dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă, o creație nouă, un om nou, cele vechi s-au dus. Și vedem asta. E un miracol cum versetul ăsta se aplică în viețile băieților. Motivul pentru care rata de succes este peste 80% față de celelalte centre seculare este pentru că avem această componentă spirituală.